județean la olimpiadele școlare, atât la ciclu primar cât și la ciclu gimnazial. Rezultate deosebite s-au obținut la concursurile școlare pe diferite discipline organizate la nivel local și județean, precum Comper, clipe de toamnă, Gazeta Matematică Junior, Prietenii Pompierilor, Europa, Uniunea Europeană, Terra, Copilul și Violența, O Atitudine Eco, Trăiește Sănătos, Mănâncă Inteligent, RORE, Patrula de Reciclare, care ne-a adus pentru școală un premiu de 150 de euro, bani investiți în cărți pentru elevii implicați, dar și pentru biblioteca școlară, Olimpiadele Kaufland, care ne-au adus o sponsorizare de 2000 de euro, bani care de asemenea au fost investiți în mijloace de învățământ. Iată doar o mostră din munca marii echipe, formate din cadre didactice, copii, părinți, comunitate locală. Vreau să vă mulțumesc tuturor pentru eforturile depuse și sper ca în acest an să avem rezultate cel puțin egale cu cele anului școlar care tocmai a trecut, în care din nou ne vom evidenția în competiții, activități diverse, concursuri, luptând pentru acel loc de pe podium. Bine ai venit 2016-2017, noi suntem pregătiți și te-am așteptat cu drag. Și în acest an școlar, Școala Basarab I pune la dispoziția elevilor, a părinților, o ofertă educațională generoasă. Opționale variate, mijloace tehnice de învățământ la dispoziția elevilor și a cadrelor didactice, clubul de informatică unde elevii pot aprofunda gratuit această disciplină, cenaclul literar ce oferă posibilitatea dezvoltării creativității și descoperirii talentului pe diferite arii curriculare, ambientul plăcut și util al zărilor de clasă, cabinetelor și laboratoarelor și, nu în ultimul rând, cadre didactice calificate ce vin în sprijinul elevilor atât în timpul programului școlar, cât și în afara acestuia, prin activități extrașcolare sau în cadrul orelor de pregătire suplimentară organizate gratuit în școală. Interesul nostru pentru carte, vă mulțumim pentru sprijinul financiar de astă vară. Primăria ne-a acordat bani cu care am reușit să îmbunătățim calitatea spațiilor școlare. O să vedeți când o să intrați în sălile de clasă, o să vedeți pe coridoare, totul este în regulă. Întotdeauna septembrie miroase a toamnă, a fructe coapte, a dulceață și crizanteme. Cerul își schimbă culoarea, zilele sunt mai scurte, cuiburile păsărilor sunt goale. Dar luna septembrie mai aduce ceva. Bucuria primului clopoțel dintr-un an școlar, strigăte și râsete de copii ce umplu sălile de clasă ce au așteptat nerăbdătoare pe elevii care se așează în bănci și curioși răsfoiesc manuale pline de informații ce urmează a fi asimilate. Școala gimnazială Basarab I își deschide larg porțile în acest an pentru 425 de elevi. Cei mai mici, care abia au împlinit 6 ani, sunt cei 43 de elevi de la clasele pregătitoare, care așteaptă nerăbdător să fie elevi. Îi avem aici în stânga noastră, unii fac și cu mâna, Basarab I, în anul școlar 2016-2017. Vă doresc un an bun, cu reușite școlare și personale, multă sănătate și împlinire. Avem alături de noi invitați dragi din partea autorităților locale, domnul Panturescu Constantin, domnul primar, domnul viceprimar, domnul Iubleanu Gabriel și din partea Consiliului de Administrație și tătic al unui elev de la clasa 8-a, domnul Bădescu Răzvan. Le urăm un bun venit și dau cuvântul acum domnului primar. Bună, bună dimineața! Astăzi cu toții pășim un nou an școlar. Doresc cu această ocazie să vă asigur de un sprijin total din partea administrației locale și a Consiliului Local. Să fiți siguri că prioritatea numărul 1 a noastră sunteți voi copiii. Dumnezeu să vă dea sănătate și rezultatele la sfârșitul anului să fie pe măsura așteptărilor noastre. Dumnezeu să ne ajute! Extrașcolare, cu implicare în concursurile și olimpiadele de specialitate, atât la nivel local, cât și la nivel județean și național. Am avut parte de examene la clasele a doua, a patra și a șasea, examene ce vor fi organizate și în acest an, în perioada aprilie-mai 2017. În luna iunie s-a desfășurat evaluarea națională pentru elevii claselor a opta, examenele fiind urmate de sesiunea de admitere la liceu. La finalul anului școlar, procentul de promovabilitate a depășit 99%. La evaluarea națională pentru clasele a 8-a, la limba română, promovabilitatea a fost de 90,3%, iar la matematică de 77,4%. Este momentul să le mulțumim profesorilor care i-au pregătit pe elevii claselor a 8-a, respectiv doamna Alina Iorga, profesor de limba română, doamna profesoară Eremia Mirela, profesor de limba română, domnului profesor Morteanu Ion, profesor de matematică, l-avem pe domnul Morteanu alături de noi.
și doamna profesoară Mola Laura, de asemenea profesoară de matematică. Vestierul bunătăților și dătorului de viață vine să se ajungește cu noi și ne curățește pe toată bunătunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Doare, Sfinte Vădămoate, miliește pe noi, Sfinte Dumnezeule, Sfinte Doare, Sfinte Vădămoate, miliește pe noi, Sfinte Dumnezeule, Sfinte Doare, Sfinte Vădămoate, miliește pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Tot și acum și bunurile și în vecii vecilor, amin. Vreau să dă tăi miliește noi, Doamne, curțește păcatele noastre. Stăpâne, iată pătrile noastre, sfinte și etează și vindecă neputințele noastre pentru sânmurile Tău. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Așa, acum să zicem cu toții Tatăl nostru. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi, și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. La Ta este împărăția... Iordache Lucia, la clasa pregătitoare pe... Doamna profesoară Matescu Olimpia, la clasa 1A... Clasa 1B, doamna profesoară Geană Mihaela... Clasa a doua, doamna profesoară Sandu Ileana. La clasa a doua, B, doamna profesoară Badea Liliana. Clasa a treia, A, doamna profesoară Rânceanu Mihaela. Clasa a treia, B, doamna profesoară Costeaniela. Clasa a patra, A, doamna profesoară Dumitrescu Loredana. Clasa 4-a B, doamna profesoară Brezan Șerban Alina. Ei sunt fani. Clasa 5-a, doamna profesoară Eremia Mirela. 5-B, doamna profesoară Pătru Gabriela. Doamna Iorga Alina la 6-A. 6-B, domnul profesor Iortache Bogdan. Domnul profesor Iță Iulian la 7A. Doamna profesoară Mola Laura la 7B. Și veteranii acestei școli, la clasa 8A, domnul profesor Savu Dumitru, veterani elevi. Iar la 8B, doamna profesoră Stoicescu Diana. Pentru elevii claselor a 8-a este ultimul început de an școlar la școala Basarab I de la anul Vesfila liceu.